prieteni, la această nouă întâlnire. Dorim să purtăm o discuție astăzi în care să aducem din nou în lumină principii și legi ale lui Dumnezeu pentru o viață sănătoasă, fizic și spiritual pentru noi toți și în mod deosebit dorim să ne referim astăzi la ordinea priorităților în familia creștină. Pentru acest lucru l-am invitat alături de noi pe pastorul Virgil Dan, îi spunem un bun venit și mulțumim că ne-a onorat invitația. Bine v-am regăsit, îmi pare bine să fim împreună. M-am gândit că ați fi invitatul potrivit pentru acest subiect. Pe de o parte, pentru că studiați Cuvântul lui Dumnezeu de foarte mulți ani. În același timp, păstoriți o biserică în care familiile sunt sănătoase și frumoase și primesc învățătură spirituală cu privire la relația de familie, învățătură sănătoasă. Și apoi, pentru că aveți o familie în care cei trei copii crescuți de adolescență au primit ceea ce au avut nevoie la timpul potrivit. Și pentru început aș dori să vă întreb care credeți este secretul unei căsnicii durabile. Mulțumesc pentru introducere, deja mă simt prea copleșit de ea. Am spus ceva neadevărat? Eu le-aș pune doar în ordine inversă. Prioritatea numărul unu pentru mine a fost familia. Și faptul că familia este binecuvântată de Dumnezeu și copiii au crescut bine, asta îmi dă cea mai mare bucurie. În al doilea rând, sigur, mă bucur de faptul că biserica are familii puternice și sănătoase și apoi, sigur, de acolo încolo, până unde Dumnezeu ne întinde granițele, este binevenit. Dar cred că asta este prioritatea. Iar apoi, urcându-ne la prima întrebare, care era? Secretul unei căsnicii durabile. Secretul unei căsnicii durabile. Da. E o întrebare frumoasă și îmi place că începeți cu esența. Dacă îmi cumpăr un Mercedes, unde mă voi duce pentru manualul de utilizare? La Tractorul Brașov, care oricum s-a desfințat? Nu. 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 Răspunsul este evident, nu. Ce o să merg la prezentanță sau o să intru pe internet, o să descarc manualul de utilizare al mașinii care mi-am cumpărat-o. Secretul unei căsnicii frumoase stă în respectarea manualului de funcționare corectă. Foarte practic spus. În urmă cu 20-30 de ani, când aveam cafeaua cum era, erau râșnițele de cafea pe care scria un lucru interesant, cele românești făcute de Argimix, un minut funcționare, 25 de minute repaus. Când am citit, am râs. Am spus, stai, domnule, cum adică? Adică râșnița asta funcționează un minut, mai a trebuit să se odihnească 25 de minute? Am încercat să o testez, să văd. E adevărat sau nu? O mers, de câteva ori o mers, dar până la urmă o cedat. Pentru că producătorul a știut funcționarea nominală a acestui produs necesită respectarea acestor reguli. Ei, luând aceste lucruri, ducându-le mai departe la lucrurile mai scumpe, apoi aducându-le la aspecte de genul căsătorie, ne mirăm că nu funcționează unele căsnicii, iar altele funcționează. Secretul este simplu. Respectă manualul de utilizare. Sigur, secretele sunt lucruri mărunte, lucruri mici, aș spune, nu lucruri mărunte, lucruri mici puse în forme potrivite. Ușor de spus, greu de făcut de multe ori. Pentru că nu-i convenabil, nu-i ușor să respecti manualul de funcționare. Eu știu că până nu de mult, întrebarea care uzual se adresa era cum reușești să-ți menții căsnicia fericită? Mai nou, ne luptăm să ne menținem căsnicia, punct. În ultimii 15-20 de ani s-a observat un atac asupra acestei instituții care este familia. Și lucrurile s-au schimbat foarte mult. Așadar, ne luptăm să ne menținem relațiile între soț și soție și ne luptăm să nu ajungem la divorț. Mă refer la societatea în general. Statisticile arată un număr impresionant de multe divorțuri în România și peste hotare. De credeți că lucrurile s-au schimbat atât de drastic într-un timp atât de scurt? Am fost furați de mirajul bogăților, de alergarea după bogății și de ordinea din nou inversată. Unii dintre ascultători, unii dintre spectatori, privind aceste spuse ale mele sau ascultând aceste spuse ale mele, vor spune omul este împotriva bogăților. Nu. 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 Sunt împotriva inversării priorităților. Problema cea mare cu lumea
vestică este în momentul în care a ajuns la o bunăstare materială, a crezut că prin forțele proprii reușește să gestioneze relațiile. Ori nu se poate așa ceva. Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeul relațiilor. Eu am manualul de funcționare al relațiilor între soț și soție, între părinte și copil, între angajator și angajat, între prieteni, între frați. Noi am avut impresia că acumulând mai multe lucruri, vom reuși să ne facem viața mai confortabilă, punând pe primul plan lucrurile și pe al doilea relațiile. Sigur, unele firme mai răsărite din vest pun omul pe primul plan. Pun clientul, pun angajatul, pun și după aceea profitul. Cel puțin la nivel declarativ, oamenii au ajuns la concluzia că relațiile, că nu suntem doar materie, ci suntem parte spirituală, parte sufletească, în care interacționăm între noi și avem o relație cu Dumnezeu. Dacă acestea sunt puse pe planul secundar, ajungem în ceea ce pomenea înainte, în probleme relaționale, chiar divorțuri. Până acum luptam pentru căsnicie fericită, acum luptăm pentru o căsnicie. De ce? Pentru că am lăsat rânduiala pusă de Dumnezeu. Atâta timp cât prioritățile noastre nu-și vor recăpăta locul dat de Dumnezeu, făgașul pe care Dumnezeu l-a croit, nu vom avea succes în căsnicie. Nu avem cum. Ne-ar plăcea foarte mult să ne cumpărăm mașini puternice, dar să facem cu ele ce vrem. Dacă se poate să nu le schimbăm leiul, dacă se poate să agățăm pe ele și un plug, dar să agățăm și o barcă, să agățăm și o remorcă și să punem și mai știu eu ce reclamă și afiși, ce fericiți suntem. Nu se poate. Nu se poate. Fiecare lucru este destinat să funcționeze în anumiți parametri. Ori problema noastră este că atunci când ne considerăm mai deștept decât Dumnezeu, decât dătătorul, decât producătorul, decât creatorul acestei instituții divine numită căsnicia, greșim și ajungem în fundături, ajungem în probleme, ajungem în reparații capitale și de multe ori lucrurile se strică. Dumnezeu este cel care a creat instituția aceasta și anume familia. Mergând puțin în urmă la părinții noștri, la Adam și la Eva, până la momentul căderii în păcat, rolul lor era oarecum egal. Da. Unde v-ați duce? M-aș duce chiar înainte de cădere. Înainte de cădere. La creație, da. M-aș duce la creație pentru că Dumnezeu, după ce s-a uitat în fiecare zi la creația pe care El a chemat o ființă, a spus că toate lucrurile au bune. Când a creat omul, a spus, toate sunt foarte bune. Mai puțin un lucru. Când a creat o femeie, da, a spus, nu este bine ca omul să fie singur. De aceea am să-i fac un ajutor potrivit. Și femeia a fost creată ca ajutor potrivit. Acum, problema căderii, cred că a introdus abuzul în căsnicie. Nu cred că înainte de cădere nu erau roluri diferite. Dar cred că după cădere, fiecare în felul lui a încercat să abuzeze de căderea lui ca să trăiască mai confortabil. Dând vina unul pe celălalt, voi la Adam. Unde ești, Adame? M-am ascuns. Da. De ce te-ai ascuns? Că-s gol. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva. Nu eu, ci femeia pe care tu mi-ai dat-o. Ce de vină? Femeie, ce ai făcut? Nu eu, șarpele. Suntem experți, după cădere, în a ne folosi de celălalt, în a pune peste celălalt responsabilitățile care de fapt sunt ale noastre, în a ne deroga de tot ceea ce înseamnă responsabilitate, vină, pentru că vina aduce după sine nevoia de recunoaștere, de reparare, de plată. Și nu ne place, nu ne place să plătim. Putem atunci să definim, să spunem așa, care era rolul fiecăruia în familie după momentul
căderii în păcat. Cred că Dumnezeu de la bun început ne-a creat cu toate resursele necesare în a trăi pe pământul acesta. După păcat a venit ceva în plus, răul, în relația dintre cei doi. Înainte de cădere, tot era perfect, fiecare știa rol, fiecare știa ce are de făcut. Nu era nicio problemă că femeia trebuia să facă altceva decât bărbatul. Își acceptau rolurile, însă după cădere, așa cum am spus, fiecare a încercat să se descarce de consecințele păcatului, punându-le peste celălalt sau reproșându-le celuilalt. Într-un fel bărbatul, în alt fel femeia. Bărbatul, fiind mai puternic, a apăsat mai tare pe femeie, mai ales în domeniul fizic. Femeia, având vorbe mai multe de rostit într-o zi, se răzbună prin rostirea acestor vorbe, într-un mod păcătos, cel mai adesea. Așa că, aș spune, agresiunea este reciprocă. Din nefericire, în loc să fie o colaborare și o binecuvântare, agresiunea este reciprocă. Și, din perspectiva noastră, lucrurile ar fi aparent fără scăpare, dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu. Foarte bine putea Dumnezeu să spună, așa vă trebuie. Pe când, mai departe, Dumnezeu vine și spune, așa s-au întâmplat lucrurile, însă, într-o zi, sămânța femeii îți va zdrobi capul șarpe și lucrurile vor începe să fie restaurate. Așadar, odată cu venirea Mântuitorului în lume, a schimbat în vreun fel lucrurile în ceea ce privește ordinea firească a lucrurilor în familie? Da și nu. Da și nu. Pentru că, da, noi vedem modelul lui Iisus Hristos. În al doilea rând, din punct de vedere al jertfei, la venirea lui Hristos și odată cu aducerea jertfei de către Hristos, a fost clar și în lumea spirituală soluția lui Dumnezeu pentru persoană și familie este Iisus Hristos. Nu numai că a plătit prețul păcatelor noastre, dar a și trăit o viață demnă de urmat, croind o cărare pe care noi suntem chemați să pășim. În Hristos nu este bărbat și femeie. Aș vrea să subliniez câteva aspecte totuși importante și în mod special unul dintre ele. Diferența între valoare și slujbe. Ca valoare, bărbatul și femeia au valoare egală. Ca slujbe, chemări. Au chemări diferite, ca funcțiuni, au funcțiuni diferite. Acum spuneam da și nu, prin faptul că odată cu venirea lui Iisus Hristos am avut modelul și nimeni n-a mai putut spune nu se poate. Până atunci tot încercam să dăm vina pe ceilalți. Când a venit Iisus și a luat asupra lui totul, această șansă ni s-a luat. Dar și înainte de venirea lui Hristos, în Dumnezeu aveam resursele necesare și suficiente să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, personal și familie. Abuzurile însă, probabil că după venirea lui Hristos, și-au schimbat forma și nu mai fost atât de cumplite. Ale bărbatului asupra femeii, bineînțeles, și reciproc. Ocazional și reciproc. Exact. Trebuie exact. Să fim realiști. Așa-i. Înaintea mântuirii și a planului Dumnezeu, femeia este egalul bărbatului. Absolut, absolut. În acest context, femeia este normal să fie la fel participantă alături de bat în lucrare și să-și aducă aportul, așa cum ați spus și mai devreme, cu ceea ce a fost înzestrată și pe partea care este permisă după principiile și legile trecute în Biblie. Care este, în accepțiunea noastră, practic rolul pe care ar trebui femeia să-l aibă în familie și apoi în biserică? Un rol deosebit de important. Aș vrea să prepunesc chiar de la creație, nu doar după Iisus în coare. Femeia a spus, sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Ce chemare extraordinară! Ce rol incredibil! Sigur, Dumnezeu echilibrează lucrurile atât frumos încât nu poate nimeni să spună slujba mea e mai importantă decât a ta. Chemarea mea e mai înaltă, mai frumoasă, mai... Nu, Dumnezeu pentru fiecare dintre noi are roluri unice.
De aceea nu este o nebunie și căderea în păcat a făcut să tânjim după rolul celuilalt, să fim ca celălalt, ca starurile de cinema, de televiziune, ca mai știu eu cine, oamenii de succes în afaceri și așa mai departe. Având modele, imagini care ne sunt proiectate într-o anumită lumină, dar care de multe ori poate nu corespund realității și vieții intime a celor persoane. Aproape niciodată. Având impresia că dacă vom fi ca ei sau dacă vom avea ca ei lucrurile, vom fi în sfârșit fericiți. Orficirea vine nu din inversarea lucrurilor, ci tocmai din luarea pas cu pas a lucrurilor cum le-a luat și Iisus Hristos. Ascultarea de Dumnezeu în relații și în mod special în relația de căsătorie. Aici, discutând despre roluri în familia creștină în mod special, femeia are un rol unic pe care bărbatul nu-l poate niciodată deplini de unul singur. De fapt, Dumnezeu spune în anumite contexte, când unul dintre părinți lipsește, el este tatăl orfanului. El este suplinitorul celui lipsă. Pentru că părintele, familia monoparentală, părintele singur, nu poate acoperi toate voile unui copil. Întorcându-mă la discuția noastră, în familia creștină, soțul are rolul de a-și asuma rolul de cap, de preot, de conducător al familiei. El să ia greutățile familiei și să le ducă la Dumnezeu și apoi să aducă planurile din ceruri pentru familia lui. Este un du-te vino permanent al bărbatului. Nu are ce să facă, asta este chemarea lui și asta este slava lui. Dacă își face bine lucrarea și când își frânge chemarea să se pocăiască și să se întoarcă din nou la această chemare, în a aduce familia lui în permanență înaintea lui Dumnezeu și a coborâ voia lui Dumnezeu înaintea familiei lui, în a lua mulțumirile familiei și a le adresa lui Dumnezeu și în a aduce gloria lui Dumnezeu peste familia lui, dacă părintele, tatăl, își face datoria de cap al familiei, familia este fericită. Fără asta nu se poate. Dar, fără ca mama să-și facă datoria, această slujire este foarte grea, aproape imposibilă, aș spune. Pentru că mama este de cele mai multe ori toată ziua cu copiii. Mama a fost înzestrată un al șaselea simț. Când intră mama între copii, toate tensiunile dispar, se atenuează. Când mama își deschide gura și vorbește cu copiii, ei începe să comunice. Dacă mama își folosește acest dar extraordinar în dreptul copiilor și în dreptul soțului, așa cum spuneam, mama are un al șaselea simț, simțul spiritual. Când mă uit în jur, văd timp vrăjitori. Dar foarte multe vrăjitoare. De ce? Pentru că femeia este mai deschisă lumilor spirituale. La fel și în biserică. Sunt mai multe prorocițe decât proroci. Așa. De altă parte, și gafele care se pot face de către o femeie care nu stă în ascultare pot să producă mari probleme. Napoleon spunea la un moment dat, aici miroase anas de femeie. Când lucrurile nu merg în rânduiala logică a bărbatului, sigur în spate este o intuiție feminină, este o intervenție. Femeia este chemată să coloreze viața familiei, dar mai mult decât atât, este chemată să vegheze spiritual mersul soțului ei. Și de fiecare dată, cu acea dârzenie, să vină să-i spună lucrurile, dar să o facă în cel mai delicat și ziditor mod posibil. Chiar dacă el n-ascultă. De multe ori ești tentată să spui, păi nu mă ascultă niciodată, de ce să-i mai spun? Nu, găsește căi noi, cu înțelepciune, de a-i spune lucrurile care crezi că nu sunt în voia lui Dumnezeu. Poate odată nu te ascultă, poate te zice, nu te ascultă, de 100 de ori te ascultă, dar după aceea te ascultă. Fără a-și împlini rolul în familie, femeia, în dreptul copiilor, în dreptul soțului, familia ar merge foarte greu. De aceea, rolurile, deși sunt ferite, sunt strict necesare ambele într-o familie care să se dezvolte și să funcționeze frumos. Asta ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Bărbatului i s-a dat autoritate în cadrul familiei, dar odată cu aceasta și o mare responsabilitate. Mulți interpretează această autoritate și se relaționează greșit
la soție și la copii, cum găsim acest echilibru, cum ce anume sublinează cuvântul lui Dumnezeu cu privire la atitudinea potrivită pe care bărbatul trebuie să o aibă ca și cap de familie față de copii și față de soție. Adevărat că de foarte multe ori privim în jur ca să ne găsim proptelele necesare, în special când suntem obosiți și nu privim la resursa noastră. Am citit recent o întâmplare din Africa Centrală în traducerea Bibliei, în traducerea Noului Testament. După ce lucraseră vreo 6 ani de zile împreună cu nativi din acel trib, traducătorii au început traducerea și au ajuns la Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul fiu. Și nu găseau termenul potrivit pentru a iubit Dumnezeu lumea. Traducătorul s-a culcat într-o noapte trist și în miezul nopții a avut un vis în care Dumnezeu îi spunea: urmărește verbele din limba respectivă. Și s-a trezit și în timp ce el medita și-a dat seama că toate verbele limbii respective se termină în 3 vocale. În I, în A sau în U. Deci fiecare verb avea cele 3 forme ale conjugării. Meditând la verbul a iubi, acesta se termină doar în I și în A. Și Duhul Dumnezeu a vorbit din nou și a spus: consultă bătrânii tribului. Comitetul oamenilor care înțelesese cumva iubirea lui Dumnezeu, dar care nu neapărat aveau termenul respectiv, s-a întâlnit cu ei în amiază și a întrebat: în limba voastră toate verbele se termină în I, în A și în U, da? Așa-i. Bun, a iubi. Poți să iubești? Verbul respectiv era dvi în limba respectivă. Poți să iubești soția dvi? Și au spus da, normal, cum să nu. Dar asta înseamnă o dragoste care a fost între noi odată, însă a apus. Poți să-ți iubești soția dvi? Poți să-ți iubești soția dva? La care ei, foarte serioși, au spus: da, cum să nu, aceasta înseamnă o dragoste activă, eu îi aduc vânatul, eu îi pregătesc resursele, îi duc lucrurile necesare, ea îmi îngrijește copiii, îmi face mâncare, îmi spală rufele și așa mai departe, este o dragoste reciprocă. Dva. A treia întrebare: poți să-ți iubești soția dvu? S-au uitat din la ceilalți și au început să râdă. Au spus: nu, cum adică, dar ce întrebare e asta? Poți să-ți iubești soția dvu? Nu, pentru că asta ar însemna că indiferent ce face, să o iubești. Și omul nostru a înțeles în spate și a întrebat: dar Dumnezeu poate să iubească dvu? Dintr-o dată fața oamenilor a devenit serioasă și a început să plângă. Erau bătrâni războinici, nu erau oameni de 2 lei. Dar în timp ce ei meditau mai profund la aceasta, au spus: da, numai Dumnezeu poate să iubească dvu. Și atunci a început traducerea acestui verset, fiindcă atât de mult a dvu Dumnezeu lumea. Însă, pe măsură ce se traducea Scriptura, s-a ajuns la Efeseni, la capitolul 5. Bărbaților, dvu nevestele, cum a dvu Hristos. Și el pe voi. Biserica. Este o aberație să iubești necondiționat dacă nu ai înțeles dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. De aceea, întorcându-ne la acea apăsare, opresiunea bărbaților, neiubirea bărbaților ca Dumnezeu, aceasta este din cauza că nu experimentăm și nu conștientizăm în fiecare clipă cât mult ne-a iubit Dumnezeu. Și încercăm să ne luăm relația, să gestionăm relația fără această iubire. Și atunci intervin tot felul de abuzuri.
Pentru că, de fapt, Dumnezeu, nu Dumnezeu este sprijinul nostru, ci tot felul de alte cârje la care apelăm, care sunt nefuncționale, care sunt ca trestea frântă din Isaia, care ne străpunge mâna oricui încearcă să se sprijinească pe ea. Ce face o femeie credincioasă care nu primește din partea soțului această dragoste dvu și care poate se confruntă cu un soț care nu își pune încrederea în Dumnezeu și care a ales poate o altă cale? Cum să reușească o astfel de femeie să-și îndeplinească rolul pe care Dumnezeu i l-a dat în cadrul familiei, să-și zidească soțul și familia și copiii în același timp? Aș face un pas mai departe și aș spune când să asculte și când să nu. Când să fie supusă soțului și când nu. Mai simplu spus. Da, aceasta este întrebarea practică cu care vin multe dintre soțiile, care mai ales care au parteneri necreștini, soți necreștini. Dacă am putea într-un început să punctăm foarte scurt supunerea, conceptul lui Dumnezeu de supunere, nu al oamenilor. Ce presupune acestea de fapt? Și apoi poate să răspundem la întrebarea precedentă. Așa este. Dumnezeu este cel care a constatat acest lucru, Geneza, în capitolul 3, că dorințele tale se vor ține ale bărbatului. Mulți spun acesta este un blestem. Nu este un blestem. Este o constatare pe care Dumnezeu a făcut-o în planul lui și practic a fost un avertisment. Nu încerca să te duci înaintea bărbatului tău pentru că vei fi zdrobită. La nivel fizic, la nivel al rezistenței, femeia a fost creată de Dumnezeu să fie sensibilă, să nu ducă poverile pe care bărbatul trebuie să le ducă. Pentru că dacă dorești să facă asta, în scurt timp va obosi și în timp va eșua. Dumnezeu, când a gândit lucrurile, le-a gândit astfel încât ea să fie protejată, susținută și purtată de soțul ei. Supunerea nu este o găselniță a omului sau a bisericii, ci este un dat al creației. Biblia ne spune, femeia a fost luată din bărbat, este argumentul creației. Apoi vine argumentul căderii. Nu bărbatul, ci femeia a căzut întâi. Și aș spune chiar și al răscumpărării. Sânța femeii, care a fost un bărbat, a preluat pova întregii lumi. Deci toate cele trei argumente îmi spun mie că nu femeia, ci bărbatul trebuie să poată greutățile. Este astfel femeia inferioară? Nu! Nu, ca valoare are aceeași valoare. Prin femeie a venit mântuirea în lume. Dar, în altă ordine de idei, femeia nu poate să poarte pe umerii ei povara întregii lumi. Nu are cum, n-a fost gândită să facă așa ceva. Mă întorc la imaginea de început. Bărbatul este asemenea unui jeep puternic, să nu spun chiar tractor. Pe când femeia este asemenea unei mașini decapotabile. Interesant. Dacă ai încerca să legi după mașina decapotabilă un plug puternic sau o remorcă uriașă, distruge mașina respectivă. Poate că ar duce-o o perioadă, dar după aceea s-ar distruge. Este creată pentru frumusețe, să dea culoare, să dea gust vieții. Nu este creată să ducă greutățile. În acest sens Dumnezeu a spus, spuneți-vă bărbaților voștri. Bărbaților, iubiți-vă soțiile, voi soțiilor fiți supuse bărbaților voștri. Știa că bărbatul nu va avea probleme cu supunerea. Ba din potrivă, în unele familii disfuncționale, este tocmai așa din cauza că vine soția și turuie. Așa, 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 așa. Și el, cum vrei tu, dragă? Și cu asta cred că o rezolva problema. Nu a rezolvat-o. O pregătit o bombă care în câteva zile va exploda pentru că ea este nemulțumită și nu este chemată să conducă și el este frustrat și se va opili pentru că nu face ce a fost chemat de Dumnezeu să facă, ci din potrivă. Așa că dulcegăriile de genul acesta, din perspectiva mea, sunt eșecuri pe termen lung. El este chemat ascultând și luând toate părerile, nu doar a soției, chiar și ale copiilor la momentul în care ei pot să aducă un plus de cunoaștere, un plus de valoare, să ia toate aceste lucruri, dar decizia să o ia și să-și o asume el ca bărbat. Femeia are probleme cu supunerea, el are probleme cu iubirea necondiționată. Când ea îl calcă pe bătură de multe ori, el nu mai iubește. Când
El face greșel după greșel, ea nu se mai supune. Dar de la început aș spune că Iisus n-a fost așa. Planul lui Dumnezeu este ca în unitate, ca în armonie, în bunătate, în toată roada Duhului, familia chegată împreună să funcționeze ca un ceasornic elvețan. Și revenind la întrebarea precedentă, dacă armonia în familie nu mai este sau n-a fost niciodată, sunt și situații de acest gen, ce face femeia? Femeia are câteva arme pe care Dumnezeu i-a dat. De fapt, are toate resursele necesare ca ea să câștige victoria în dreptul ei și de cel mai multe ori în dreptul familiei ei. Dar, bineînțeles, de fiecare dată când este vorba de mai multe persoane în discuție, eu nu pot să am garanția decât că eu mi-am făcut bine datoria. Iuda a umblat cu Iisus 3 ani jumate și la final a ales altceva. Dar 11 din 12 ucenici au mers mai departe și au dus lucrarea, ceea ce mie îmi dă o speranță incredibilă. La fel este și în familia creștină, de regulă, dacă soția își face partea, lucrurile au toate șansele să meargă bine. Nu este succesul garantat, dar să fii sigură ca soție că dacă nu funcționează lucrurile așa, nu vor funcționa nici altfel. Deci nu poți să folosești scurtături sau șmecherii să faci să funcționeze lucrurile mai bine, sub nicio formă, sub nicio formă. Și acum, revenind la întrebare, 1. Cel mai important lucru este ea să trăiască în voia lui Dumnezeu. Cel de-al doilea lucru este să discute cu soțul ei și să-i spună cum înțelege ea din partea lui Dumnezeu că stau lucrurile. Și treia lucru, când soțul nu mai ascultă, îi spune lui Dumnezeu despre soțul ei. Ca și la o altă întâlnire în care am discutat despre aceste lucruri în dreptul copiilor, este același lucru. În momentul în care cei din jurul nostru nu ne mai ascultă, vorbindu-le despre Dumnezeu, putem să-i vorbim lui Dumnezeu despre cei din jurul nostru. Sunt câteva arme pe care femeia le are la dispoziție. La fel și bărbatul. N-are garanția că soția lui îl va asculta și va fi supusă. Dar să fie sigur, numai iubind-o necondiționat o poate duce cel mai bine și cel mai ușor. Nu abuzând-o, nici verbal, nici fizic, nici o culoare, ci doar iubind-o ca Hristos o poate aduce. N-are garanția de 100%, însă în cele mai multe cazuri funcționează. Asta a pus Dumnezeu în noi. Era următoarea întrebare firească pe care doream să vă adresez. Ce face bărbatul în cazul în care se află în această situație? Pentru că tema noastră de astăzi este una a priorităților în familia creștină. Putem trage până aici niște concluzii și nume, supunerea ambilor trebuie să fie înainte de orice în fața lui Dumnezeu. Apoi urmează soțul, autoritate peste familie, urmează natural, în mod normal, soția. Însă aș dori să subliniem ce anume ne învață Biblia despre rolul și importanța copilașilor în cadrul familiei. Pentru că nu de puține ori găsim copii urcați pe un piedestal înaintea soțului sau soției și chiar a lui Dumnezeu. Da, de fapt, tema noastră care tratează subiectul unei căsnicii fericite din Efeseni din capitolul 5 este declanșată de versetul 21 în care Dumnezeu ne spune supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, după care ia exemplele practice cum soțiile să fie supuse soților lor, cum soții să fie cu ghilimelele de rigoare supuși soțiilor lor iubindu-le necondiționat, apoi mai departe merge vorbind copiilor despre supunere și ascultare în Domnul de părinții lor. Și nu se oprește aici, merge la părinți și spune, dacă vreți să fiți supuși lui Hristos, cu ghilimelele de rigoare chiar copiilor voștri, făcându-le binele final pe care Dumnezeu îl dorește pentru viața lor, atunci voi trebuie să comportați așa, neîntărătându-i la mânie, iubind, fiindu-le model și așa mai departe. Iar apoi, exemplul merge mai departe în relația angajat-angajator. La perioada aceea erau stăpâni de sclavi și sclavi. Astăzi nu mai avem sclavie, avem angajați și angajator. Angajatorul cum se trateze pe angajați? Angajații cum să-l trateze pe angajator?
Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a știut cum să ne dea sfaturile necesare în acest domeniu. Concluzionând, este planul Lui Dumnezeu ca soțul să poarte lucrurile. A fost echipat cu tot ce are nevoie. Sigur, nu se dezvoltă dintr-o dată în aceasta, dar pe măsură ce insistă și stăruiește în a se fortifica în ascultarea de Dumnezeu, va putea mai bine să ia problemele lui, problemele familiei lui, problemele soției și a copilului și să le ducă spre Dumnezeu. Și de la Dumnezeu să aducă voia lui pentru el, pentru soție, pentru familie, pentru copii. Și mai departe, când acestea sunt împlinite și vine succesul peste tine, să nu te mândrești să spui, ce special sunt eu. Nu, ci mulțumirile și gloria să o iei și să o duci spre Dumnezeu, care ți-a dat de fapt resursele să trăiești o asemenea viață și apoi sigur, voia lui Dumnezeu și planurile lui. Și de ce nu, aroma cerului, să o duci în familia ta, în viața ta, a soției, a familiei, prin copiii tăi și așa mai departe. Și până la urmă, până la capetele pământului, prioritatea, dacă este să vorbim despre priorități, este a mea cu Dumnezeu. Ca bărbat. Și bineînțeles a femeii ei cu Dumnezeu. Apoi, a mea cu soția mea. Niciodată nu o să pot să-mi iubesc sau să-mi educ copiii mai bine decât o ajut pe soția mea să fie ea însăși, cea chemată și creată de Dumnezeu a fi. Ni se spune și mulți fac lucrul acesta investindu-se în copii și își neglijează partenerul. Este o greșeală fundamentală. Glumeam și discutam cu soția spunându-i, după ce leagă copiii, tot noi doi rămânem. Și suntem aproape să plece copiii, dar ne amintim și ne amuzăm de această declarație, pentru că noi am încercat de fiecare dată să păstrăm vie conștiința acestei realități, acest fapt. Copiii ne sunt dați pentru o vreme. Noi doi, pentru viața aceasta, am rostit legământul să fim împreună. Nu pot să-mi iubesc copiii mai mult decât o iubesc soția mea. Nu am voie să mă investesc mai mult copii decât în soția mea. O, da, s-ar putea ca timp să fie o perioadă în care timpul meu să fie mult alocat copiilor decât soției mele, dar n-am voie să o neglijez. Și întâi sunt prioritare sunt nevoile ei și apoi ale copiilor. Nu pot să evangelizez până la marginile lumii. Să-mi neglijez familia. Nu pot să mă duc în misiune pe toate salile și peste toți și copiii mei să crească brambura. Nu se poate așa ceva. Eu cu Dumnezeu, eu cu soția, eu cu copiii, familia, familia extinsă, eu cu biserica și apoi de-abia mai departe a avea impact, a avea un cuvânt în viața altora. Acestea sunt prioritățile pe care Dumnezeu le-a stabilit. Când vorbim de familie, vorbim de relații. Și părinții au un rol deosebit de important. A cinci poruncă și prima însoțită de o făgăduință se referă la a ne respecta și a ne cinsti părinții. Ori lucrul acesta rămâne pentru întreaga durată a vieții, nu se schimbă în momentul în care noi creștem și ne căsătorim. Părinții noștri rămân părinți. În momentul în care părinții devin partea familiei extinse, care este modul sănătos și biblic de relaționare cu aceștia? În urmă cu nu foarte mult timp, cu câteva săptămâni, luni, am avut așa un sentiment copleșitor de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că ceea ce sunt datorită părinților mei. Și mi-am dat seama cât de mult acești oameni, și când am spus oameni, cu limitările și uneori chiar cu greșelile lor, au reușit să-mi insufle și să-mi transmită dragostea lui Dumnezeu, căile lui, voia lui. Aparent, ai spune, doar copiilor minori li se adresează această poruncă, ascultați în Domnul de părinți, respectați părinții. Nu, nici vorbă. Am urmărit vieții oamenilor nemulțumiți și am observat în dreptul multa dintre ei că, de fapt, nu își respectă părinții. O, ai putea să spui, hai, las-o. Urmăriți în viață, dragi telespectatori, oamenii care sunt nemulțumiți, care este și care a fost relația lor cu părinții, dar care este starea lor de mulțumire. Acum, orice părinte, oricât de rău, oricât de slab ar fi fost, prin faptul că existi, că trăiești, a avut măcar frica Dumnezeu să nu te îndepărteze.
mama, oricât de dezastruoasă ar fi fost, a avut această frică Dumnezeu să ducă sarcina până la capăt. Chiar și pe vremea Reușescu au existat 100.000 de metode și de posibilități de a îndepărta o sarcină nedorită. Măcar pentru atâta, că au fost împreună lucrători cu Dumnezeu, conștienți sau nu, au fost împreună lucrători cu Dumnezeu în planul Lui de creație și te-au adus pe lume. Măcar pentru asta merită să îi cinstești. Este mult mai mult decât atât. Când atitudinea ta, când inima ta vine înspre Dumnezeu mulțumitoare, lucrurile se schimbă în tine. Vezi altfel lucrurile. Este un exercițiu pe care vă provoc să-l faceți, uitându-vă în jur, inclusiv pacea sufletului, inclusiv mulțumirea, inclusiv fericirea și modelul pentru familie în continuare, pentru modul în care eu îmi cresc copiii. Dacă eu nu dau cinste părinților mei, cum mă vor respecta copiii mei? Dacă eu vorbesc lucrurile cele mai urâte despre părinții mei, pot să găsesc și în îngeri lucruri urâte și să apăs pedala accelerată numai pe aceste lucruri. Sau pot să iau lucrurile, atâtea lucruri bune și binecuvântări pe care le-am primit părinții mei și fiecare dată să le mulțumesc. Conștient fiind, dacă sunt ființe căzute și răscumpărate și poate nu toate de Hristos. Dar porunca de a-ți respecta părinții. Dacă eu îmi respect părinții mei, am șanse să fiu respectat de copiii mei. Că nu, de unde să aștept să fiu respectat? Dincolo de părinți, rămân frații de credință, cei în biserică, cu care este bine să fim permanent în relații, pentru că e bine să faci parte din trupul lui Hristos, ca și familie creștină. Cum ne raportăm cu aceștia? Cum relaționăm cu aceștia? Da, sunt întrebări pe care te pui, mai ales că biserica adesea este numită familia lui Hristos, familia extinsă. Dacă ți-ai pus în rânduială lucrurile, relația ta cu Dumnezeu, dacă ți-ai pus în rânduială relația cu soția, dacă ți-ai pus în rânduială relația cu copii, poți să dai mai departe. Și eu am cuvânt, nu poți să ai impact în viața celorlalți, decât pe măsura în care cercurile interioare sunt rezolvate. Nu o să am o relație mai bună cu cei din biserică decât relația mea cu familia mea, cu copiii, cu soția și a mea, cu Dumnezeu în ultimă instanță. Dar este de dorit ca, mărind, crescând relația mea cu Dumnezeu, experiența mea cu soția mea, să o dăruiesc mai departe fraților mei și să le spun, îndrăzniți, se poate, cu smerenia cuvenită, să le spun, dacă respectați manualul de utilizare, se poate. Și văzând în ei cei mai buni, încurajându-i și când văd greșelile, din nou, cu sensibilitate și cu iubire, rugându-mă pentru a înțelege exact momentul. Vedeți, Iisus spunea, Tatăl m-a învățat ce și cum să spun lucrurile. De multe ori noi vedem în cei din biserică sau chiar și în cei din familia noastră lucrurile negative. Și știm ce ar trebui să facă pentru ca să repare lucrurile. Dar nu avem iscusința, nu avem îndemânarea și măestria artistului să aducem imaginea a ce poate să fie el. Și el să dorească să spună cum pot să fiu acesta. El știe și tânjește să fie altfel, dar nu are putința. Nu e nevoie să-i spună cum să devină. Ce să devină? El știe ce să devină, el nu știe cum poate să devină ceea ce ar dori să devină. De aceea, chiar și la nivel de biserică, este chemarea noastră, este puterea noastră dată de Dumnezeu să-i ajutăm, dar nu mai mult decât am experimentat în cercurile intoare. Să nu ne gândim că suntem salvatorii lumii, a filipinezilor sau a celor din Africa și să ne lăsăm familia în baiște. Nu. Atâta cât am reușit să aducem în familia noastră, atâta să dăm și altora mai departe. Este belșug, este suficient de mult, așa că suntem chemați să ajutăm pe prietenii noștri, pe frații noștri și de ce nu? Și pe cei care sunt nemândiți cu experiențele noastre împreună cu Dumnezeu. Pentru că ați referit la biserică ca și la o familie, în cadrul bisericii, cum este corect
și biblic să acționăm și să relaționăm. Mă refer la o familie sau o persoană care probabil observă ceva la un frate. Mergem la celălalt sau merge direct la păstor? Dumnezeu este mai înțelept decât. Atunci când dorim să intervenim și simțim că trebuie să facem lucrul acesta. Dumnezeu este mai înțelept decât noi. Dacă noi mergem la o terță persoană, chiar păstorul fiind, nu e cel mai înțelept lucru. Dumnezeu ne învață, sigur, să ne înarmăm cu blândețe, cu îndelungă răbdare și cu roada Duhului. Și dacă noi am văzut pe fratele că a făcut un lucru greșit, un păcat, eu să mă duc și să-l confrunt între mine și el. Dacă nu mă ascultă sau dacă se dă deoparte și nu dorește să-și corecteze problema, atunci da, sunt chemat și sfătuit de Dumnezeu prin Iisus Hristos să merg la un om care are impact, care are cuvânt în viața acelei persoane, matur din punct de vedere spiritual, să-i prezint situația sau la doi cel mult și împreună să mergem și să discutăm lucrurile. S-ar putea ca ochiul meu să nu fie bun. Și atunci, mai ales în lucrurile din zona gri, dacă îmi puc să-i corectez și să-i repar pe toți, s-ar putea să-i distrug. Și s-ar putea ca atunci când vedem câte o problemă la fiecare, problema să fie... Să fim noi. Să fie la noi. Să fim noi, da. Deci, dar chiar și aceasta este folosită de Dumnezeu ca o punte de schimbare. Ca o punte a îndepărtării de trecutul păcătos și de aducere în voia lui Dumnezeu. Câteva concluzii, foarte punctual, de final, așadar, ordinea priorităților în familia creștină, care ar fi? În familia creștină, sfatul lui Dumnezeu este să urmăm pilda lui Hristos. Hristos este modelul nostru și, în dreptul nostru, Hristos a avut timp cu Dumnezeu, Hristos a știut să-și educe ucenicii și chiar dacă n-a fost căsătorită, a știut să aducă relațiile atât de bine încât să-i facă pe oameni să-și dorească să îl iubească pe Dumnezeu. Să îi urmeze lui. La fel și noi în familia creștină. Soții trebuie să-și iubească necondiționat soțiile. Soțiile să fie necondiționat până la păcat, supuse soților lor. Iar copiii să-și cinstească părinții. Prima poruncă însoțită de o făgăduință. Ca să fii fericit și să trăiești multe zile pe pământ. Multă vreme pe pământ. Aceasta este promisiunea pe care Dumnezeu o face celor care își respectă părinții. Vrei să fii fericit? Respectă-ți părinții. Vrei să trăiești mult și bine pe pământ? Respectă-ți părinții. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Purtați-vă cu înțelepciune față de ei. Nu cereți de la ei mai mult decât pot la vârsta respectivă. Modul în care o faceți să fie unul înțelept, ca un artist care dă valoare operei sale de artă pe care o dezvoltă. Nu încearcă să facă în ea mai mult decât se poate, dar nici nu lasă în umbră punctele forte, ci dimpotrivă, ajută copilul să se dezvolte exact în domeniile în care el este hăruit de Dumnezeu. Nu ce ar vrea părintele, ci ce Dumnezeu a pus în acel copil. Și, trecând mai departe, ceea ce am câștigat ca experiență, nu făcându-mă, nu fiind sfătuitorul tuturor, ceea ce am câștigat ca experiență să duc mai departe în biserică și, de ce nu, în societate și până la marginile pământului. Iată cred că aceasta este chemarea noastră. Concluzii sănătoase pe care văd că reușim să subliniem la finalul discuției noastre. Sperăm că reușim să aducem puțină lumină asupra subiectului pe care l-am abordat astăzi. Acesta este manualul de utilizare a unei căsnicii fericite. Biblia, voia lui Dumnezeu, plănuitorul și executantul căsniciei acestui pect divin numit familia creștină. Vă mulțumim pentru prezența în platou. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Invitația este deschisă, rămâne valabilă. Vă mulțumim și dumneavoastră, prieteni, că fost alături de noi. Nu pierdeți următoarele noastre întâlniri. Până atunci vă lăsăm în mâna Domnului. Revedere!